Salutare prietenii mei abonați și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Porumbei Pigeon Vlogs. Dragi prieteni, ce mai faceți, ce mai spuneți? Eu fac foarte rău, vești proaste, numai năcazuri. La mine bate vântul cu soare, o căldură cu soare. Știu că nu filmez cu telefonul meu, vă spun și cauza din ce cauză. Am numai și numai belele, numai necazuri. Peste necazuri, mă scuzați că se vede așa, sper să fac tot posibilul, fraților. Deci, să vă spun cauza de ce n-am mai postat. Și... de ce se vede așa? Bă, fraților, telefonul meu, care filmam întotdeauna cu el, s-a ales praful, adică nu mai merge. Când îl bag încărcat, nu se mai aprinde. Și am zis totuși să fac un vlog așa pentru voi, până mi-au săptămâna viitoare un telefon nou, pentru că al meu nu mai merge. Îmi fac tot posibilul să-mi iau un telefon nou, pentru că ăla s-a ales bureț de el. Așa. Noutăți, dragi prieteni, aici, gâță, aici nu prea mai am noutăți. Fiți atenți de ce cauză nu mai am. Cum, după cum știți, porumbei, ia uitați, aici la perechea asta de voltați, dragi prieteni. Avem un ou, tocmai ce a fugit, femela, rățoiul cu femela lui și ei să pregătesc două oat. Jucătorul ăsta nu i-am găsit femelă. Am în perechea voltații ăștia doi de aici. Ăștia doi sunt pereche, pereche de albi. Ăștia de la George să pregătesc două oat. Aici se pregătește pescărușa cu masculul ei două oat. Femela standardul ăstuia de aici, argintiu, i-am găsit-o moartă. Solzata aia de la luat-o de la Alex, am găsit-o pur și simplu moartă. Nu știu ce... deci, ieri de dimineață am găsit-o fără... ia uitați... ce să leargă voltația. Sper că se vede bine, sper că v-a fost dor de mine de să mai postez. Ați întrebat pe Alex că cum se numește canalul meu de YouTube și cum mă numesc pe YouTube. Eu sunt Porumbei Pigeon Vlogs. O să mai vin eu, ia uitați și pescărușii, și o să vă mai arăt eu și canalul meu. O să îi mai rog și pe George și pe Alex să lase de când în când linkul de la canalul meu dacă nu mă cunoașteți. Așa. Și fraților, am văzut multe întrebări că îi puneți de unde e Alex. Bă, fraților, v-am mai spus, e din Drăgășan, județul Vâlcea, acolo, de acolo sunt și eu, dacă nu ați înțeles de unde e, voi mulți îl întrebați de unde ești, 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 vedeți că vă lasă locația acolo deasupra, Alex. Fraților, aici ce să vă spun, mult să pregătesc două oat, mult să... la un moment dat m-ați întrebat unii dintre voi că ce sunt, am spus că nu știu. Și aici, dragi prieteni, la perechea mea de jucători, ia uitați ce pui frumos am, un pui bălțat, o să iese o bălțătură cu roșu sau cu alb. Ia uitați, după cum bine se vede, abia aștept să-mi iau un telefon, mă scuzați că filmez așa, nu l-am inelat, dar o să-l inelez și pe cuinele ăsta mai vechi, dar ăsta e singurul meu pui pe anul ăsta din gălățeancă și din ăla de să scarpină acolo, aia doi. Deci asta este puiul lor și mă bucur să fie, m-aș bucura să fie femelă, pentru că femela așa avea nevoie să fie. Și nu m-ar interesa dacă ar juca, dacă n-ar juca, dacă o să joace o să tragă din partea taicăsului, adică ăla de acolo și maicăsa asta de aici. Deci apropo, nu știu dacă o să joace, încă nu l-am încercat, nu l-am văzut. Indianul, după cum vedeți, uitați să dragi prieteni, și-a revenit la maxim. Le mai pun în apă niște vitamine, vedeți că am acolo o sticlă, o vedeți, le mai pun apă, ia uite, așa a revenit la, are o energie în el de forță. Și era un pare pentru că mi s-a stricat telefonul, dar fac tot posibilul, ia uite, s-a dus, a venit gălățeanca pe el, ia uite, sunt mămica, ea e mămica lui. Ce vreau să vă zic, fraților, mă scuzați că n-am mai postat din cauza asta. Și am mai primit o belea pe cap, fraților, mi-a murit iepuraica, o să mergem să vă arăt acolo, o să vă spun și cauza din ce cauză, rău îmi pare, dar v-am spus, am zis să
treacă totuși o săptămână de, să nu mai postez și apoi să mă apuc chiar de postat. Sper să mă înțelegeți și voi pe mine. De, nu știu, dacă voi ați fi în locul meu și ați avea teane cazuri, credeți-mă că ați face la fel ca mine, ați lua o pauză până vă puneți pe picioare și apoi începeți din nou de vloguri. Sper să nu vă supărați unii dintre voi că n-am mai postat de atâta timp. Ăstuia v-am spus la Argentii, o să i-am găsit femeia la moarte, sursata aia de la Alex, i-am găsit-o moarte, le-am dat drum într-o zi și s-a dus pe grădină și cred că a apucat o travă de la vecinul și astăzi nu le-am mai dat drumul, doar la voiajor le-am dat drumul de dimineață de la ora 6 până la ora 12, au intrat înăuntru, le-am pus să mănânce, le-am pus mâncare și o să... și am închis. Așa la ornament nu mai dau drumul, după ce că femeia ăsta s-a ales bules, nu vreau să pierd și din ăștia. Haideți că pun pe pauză și revenim la iepuri. Deci gata, dragi prieteni, am revenit aici, avem asculul, după cum bine știți. El este iepuroiul meu frumos. Deci am pus aici numai varză să mănânce, mă scuzați că n-am atins blițul. Și dragi prieteni, da, mama ăstura 4 care îi aveam aici, care i-am aici. Ia uitați-i, nu se poate vedea bine pentru că n-am aprins nici blițul. Ia asta așa să vi arăt eu mai în detaliu, ia asta așa să trag eu asta în jos. Deci să vi arăt așa cât de mari s-au făcut. Și rău îmi pare că au rămas fără mamă. O să vă spun și cauza, din ce cauză au rămas fără mamă. Deci o să vă spun și cauza. Deci, dar prieteni, ia uitați-i. Ăștia sunt cei patru iepurași fără... sărmanii de ei care n-au mamă. Deci după cum bine observați, să vă spun și care sunt femelele și care sunt masculii. Deci, femelă, 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 mascul. Deci ăștia trei colorate sunt femele, o să le păstrez. Am avut un băiat, un prieten care de la mine a mai cumpărat iepuri și l-am trimis la Alex să ducă să ia de la Alex, pentru că, credeți-mă, când am văzut pe mama lor omorât, adică mi-a murit. Stai să vă spun și cauza, de ce cauză. Deci ei până să iasă din puf, fraților, au stat, era mai exact foarte agresivă. Asta este căprioara și îi spun eu, pentru că e un galben cu alb. Și asta îi zic Blumi și lui asta îi zic Floarea. Floarea îmi place mie să-i spun aștia. Sau Mura. Nu știu, dar așa îmi place mie. Și ăstuia o să-i zic Negrilă. Negrilă. Mă scuzați. Da, haideți să revenim. Deci, ei când se ies din puf, cred că mi-a intrat, a vrut să iau un șobolan. Cred că mi-a intrat șobolanul la ei, fraților, mi-a intrat să mănânce pui, cred, nu știu, părerea mea. Și fraților, la câteva zile am văzut femeia că sub gât acolo, adică, stai să vă arăt aici, deci aici sub gât avea o gâlcă foarte, foarte imensă, cam așa ca pumnul se făcusă, gâlca la femeie. Am încercat să o storc, să văd dacă ea să puroi, am crezut că s-a înțepat sau s-a lovit în ceva, nu știu, nu mi-am putut să-mi dau cu seama. Și până la urmă am vrut să chem doctorul veterinar să fac ceva. Mă scuzați dacă s-au auzit, dar sunt găinile care mă enervează și vă dau eu la o patria. Așa, mai bine, pleacă, că mă enervez. Deci ăștia patru mi-au rămas fără mamă, sărăcuții. Și a venit un prieten, Bogdan îl cheamă, dacă nu-l cunoașteți, dar nu cred că-l cunoașteți. Alex îl cunoaște pentru că la el am trimis să ia iepuri. În ziua aia când m-a întrebat el, bă, frate, mai iepuri, am spus că nu, că mi-a murit maică-sa. Am găsit-o moartă, n-am avut ce să-i fac. Scrieți-mi în comentarii dacă vă place cei patru mușchitari. Deci îmi place, ăștia trei sunt toate trei femele. Și sunt jurat că nu o să dau niciuna, adică o să-i păstrez și poate o să iau o iepuraică gestantă de la Alex, nu se știe, să vedem dacă are și el. Iepurașii, după cum bine știți, se prezintă destul de bine. Mă bucură faptul că am trei femele și un mascul, sper să fac treabă la anul cu ele. Spuneți-mi și voi în comentarii, scrieți-mi acolo în comentarii despre iepurași, ce părere aveți. Dacă vă plac, v-am mai spus și vă mai repet. Să trag din rasa lui Alex Boncan, pentru că și Alex are aceeași rasă și eu am de la el. Dar asta este, îmi pare foarte rău că n-am putut să salvez. Când am vrut să chem doctorul veterinar a fost prea târziu, am găsit-o moartă și n-am avut rost. Pentru că acum câteva zile s-a mutat o familie nouă și
Omul care s-a mutat aici la noi este doctor veterinar și am vrut să-l chem pe el, dar a fost prea târziu, am găsit femeia moartă și n-am avut decât să o las. Adică n-aveam ce să-mi fac pentru că era moartă deja, nu mai mișca. Deja îmi pare că au rămas ăștia mici fără mamă. E bine că ei săraci totuși mai dădeau să sugă, dar din păcate, ziceți voi, asta a fost. Haideți că îi băgăm aici înapoi pentru că aici este locul lor. Deci v-am spus, am trei femele și un mascul. Stai aici. Deci după cum vedeți, uitați aici. Știu, îmi pare foarte destul de rău, dar asta este, n-am ce să fac. Haideți că revenim și la voiajor. Deci gata, dragi prieteni, am revenit și la voiajor, la lotul meu de zbor. Mă scuzați că bate vântul, dar asta este. Aici puii se prezintă destul de bine, foarte mari, foarte puternici la zbor. Chiar unii mă credeți că astăzi când le dai drumul, mă uitai așa după ei și zburau așa ca nebuni într-una și nu se mai opreau. Dabi, se opriră săracii, dar v-am spus, sunt pui din porumbei foarte buni. Dacă vrea, cine mă crede, mă crede, cine nu, fiecare cu părerea lui, v-am mai spus. Nu mă interesează ce spun alții despre mine, despre porumbeii mei. Dacă voi aveți porumbei mai buni decât mine, lăsați așa cum vă zic eu. Nu mai mă judecați pe mine, nu mai scrieți în comentarii, bă, frate, nu-mi fă aia, fă-i frate aia, cam eu știu eu ce am de făcut, eu vă arăt așa porumbeii. Și unii m-ați întrebat că, bă, ce te lauzi cu porumbeii? Bă, frate, nu mă lau cu porumbeii pentru că n-am de ce să mă lau cu porumbeii. Și părerea mea, care crede prostia asta, să o creadă în continuare, nu mă interesează. La acest mascul vânăt, dragi prieteni, avem aici două ouă. Este vorba de masculul vânăt cu cuca care mi-a dat cucii aia doi de acolo, la școala. Le-am dat și lor să mănânce, le pun și lor în apă, după cum bine știți, apă cu vitamine. Nu vreau să mi se întâmple ceva la ei. În rest, ce să vă spun, mai am de înțărcat vreo 8 pui sau 9 pui și e problema că nu o să-mi ajungă toate inelele. Acum când o să inelez, o să fie ultima serie care o să inelez. Dacă o să găsesc la prietenul meu, Doru, niște inele sau la Nea Cornel, când o să treacă pandemia asta, o să mai scot câțiva serii, dacă nu o să scot pentru vânzare, dar o să-i dau neinelați pentru că n-am inele, sau o să le pun inele de la vechi de până la înfoiat, să vedem, nu știu, abar n-am. Ăștia sunt lotul de zbor, dragi prieteni, după cum bine știți, am în jur de 22 de pui. Și vreo 10 de bătrâni, de fapt de ăștia așa, cam de ăștia așa bătrâni, și 22 de pui. Pui se prezintă destul de bine, am vorbit și cu prietenul meu Doru, trebuie să mă duc la el să mă iau încă 5 pui din 2 sau 3 perechi bune care au scos care, la omul care le-a luat, i-au mers foarte bine. Haideți că pun pe pauză și revenim și la pui și la perechile a 2 de voltat sau 3, să vă arăt și acolo. Ia uitați, dragi prieteni și ieduțele, alea mici care le-am filmat atunci, uitați cât de mari s-au făcut. Aici avem oile, caprile, să vi le mai arăt și vă, cam uitați să vi le arăt. Ia uitați, le stau și la umbră, bate vântul, deci se prezintă destul de bine, părerea mea, sper că vă place. Aici, dragi prieteni, avem puișorii care sunt foarte mari, foarte voluminoși, ia uitați și voltații, ăștia au ieșit. Ia uitați. Aici, dragi prieteni, să vă arăt puișorii, uitați puișorii a lui, din perechea lui Alex Boncan, ăștia doi. Ați văzut ce pui frumoși de lui Alex și cred că puișorii cei trei o să iau eu, să vorbesc cu Alex și o să iau eu pe aia trei de înfoiați pentru că mie îmi place. Aici este mama lor, Ciocolatia, care se pregătește de ouat, nu știu când o să ouă. Și aici, la acest negru, avem un pui. După cum bine vedeți, uitați-l, ia stați așa. Mamă, stai prostule, nu te mai... Avem aici un pui la masculul ăsta negru. Și... Stai să-l bag înapoi, stai mă cu minte că lovești. Nebunule, uitați, pui, am intrat aici la umbră de căldură. Aici avem ciocolația pe ouă. Aici avem puișorii. Nu știu, ia uitați-l cum mă bate ăsta. Bă, răule, copilule. Nu i-am înțărcat pentru că... Îi las aici să iese afară. Uite ce mă ciupălește ăsta.
Deci sunt niște pui superbi, niște pui frumoși. Sper că vă place. Și aici, dragi prieteni, la acest roșu avem o, după cum bine știți, uitați ouăle acolo. Da, deci la mat că nu mai mă duc să vă mai arăt, dar o să încep eu un vlog în altă zi. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Sper să mă înțelegeți, sper să nu vă supărați pe mine că de ce n-am mai postat și de ce n-am mai făcut live-uri din cauza asta, dar când o să îmi iau telefon nou, vă promite fratele vostru că revin acolo în forță cu un live și cu promovări și cu nebunii și cu o să facem totul cum a fost înainte. Rău îmi pare, dar sper să mă înțelegeți și voi pe mine, sper să nu prindeți ură pe mine, sper să fiți activi cum ați fost și până acum. Și vă mulțumesc în continuare că mă susțineți acolo cu un mare like, apăsați acolo butonul de like și o să vă mai țin la curent cu telefonul acesta lui Sormea, sper să totuși să meargă și ăsta, pentru că până mi-a eu telefon durează. Cam ăsta a fost vlogul, dacă v-a plăcut nu uitați și voi să dați un like la acest video și să vă abonați. Vă mulțumesc mult, mă scuzați că am întârziat cu postările, dar asta este. Cu voi a fost Porumbei Pigeon Vlogs, pa, pa!